Ia ascultați puțin cum cântă. Ia ascultați. Ce tare, măi! Îmi place la nebunie. Salutare și bine v-am reînsit la un nou video. Astăzi o să jucăm My Singing Monsters, moștrii care cântă. După cum ați văzut la fiecare video, aveți și linkul în descriere dacă vreți să vă jucați și voi. La jocul ăsta am pus linkul de pe telefon, este și linkul acum mai pun linkul de pe Android, dar probabil este și pe Apple. Și dacă dăm aici play, practic aici sunt anumiți monștruleți, deci epici, rari și nu știu ce, care cântă și trebuie să-i adun pe toți. Sunt ca un fel de Pokémon, din câte am înțeles eu. Mi s-a părut super, super, super tare ideea. Mie îmi plac astfel de joculețe. Bine ai venit la lumea monștrilor care cântă. Poți să-i înmulțești, oh my god, să naști monștri. Poți să-i hrănești, să asculți cum cântă, dar primul lucru, asigură-te că ai pornit sunetul. Păi am pornit sunetul, mă, că vreau să ascult monștrii ăștia cum cântă mai decât orice. Fiecare monstru pe care îl colectezi o să-ți dea un ceva la cântec, n-am înțeles, un cântec nou sau o melodie nouă sau o notă nouă. Hai să începem cu noggin, ok? Deci este o piatră cu mâini, cu palme și cu tălpi de la picioare, habar n-am, cu ochi și cu gură și tot ce mi-explică o frunză, o bucată de iarbă cu o frunză, cu lemne, cu picioare. Hai să vedem. Hai, joc din ăsta. Ok, le iau pe ăsta pe noggin. Îl cumpăr. Eu jucam foarte mult joculețe din astea în care trebuia să... Asta e casa monstrului. Îl incubez. Aici e căsuța lui, ce face el, Nani? Ok. Și ce fac aici? Îl nasc. S-a născut. Gata, l-a născut. Ai completat, mamă, recompensa ta toată asta. Așa, și acum ce facem? Dăm pe asta de aici și colectăm niște bănuți. Și după aceea închidem asta, ce urmează? Oh my god, trebuie să-l creștem și la levele ca să facem moștii noi. Ok, ce trebuie să fac? Învață-mă. Deci dau pe el, da. Și dau pe informații. Și aici am zice așa, poți să-l cheamă Wilma, cred că poți schimb numele, știi? O să schimbă Pietruț, nu. Bolovan. E nume cute. Bolovan. Eu le-am cu numele. Deci, noggings sunt, practic, cum ar veni... Sunt pietre care cântă, ok, și sunt foarte așa sincronizate cu pământul. Ritmul lor pulsează în toată insula, serios. Senzația, am înțeles, și ok, ce fac după? Care-i faza? Îmi dă recompensa. Acum e un fel de tutorial așa, pe care oricum vreau să-l învăț, că am nevoie la genul ăsta de jocuri. Oh my god, l-am pe mamut, e așa de drăgălaș, are niște picioruși așa de mari. Acum cumpăr un nou de mamut. Am dat cumva în loc ca să putem să-l cumpărăm. Mamut, cât de fain este! Zice că poți să folosești diamante ca să meargă mai repede treaba. Ok. Hai să folosim niște diamantele. Și ne dă pe mamut. Da, mă, ne jucăm cu mamutul. Vino aici, oricum vreau să iau pe toți. Ce cute este, dăm aici o recompensă. Și când îi pun să se, nu știu, să se bată, să se cânte, să se... Că mă gândesc că e joc din ăla. Small Bakery. Ce-i asta, măi? Patiserie. Oh my god, o patiserie și cofetărie. Dacă le dai de mâncare de la patiserie sau de la cofetărie, o să dea mai mulți bani. Serios? Mie îmi plac banii. Mamă, pe ăștia mi-o aduc pe toți. Deci luăm aici o cofetărie, înțeles? Mie îmi plac anumite torturi și o să pun aici, în spate, nu știu ce, o să pun aici, da, am pus-o. Sper că poți să le muți. Acum că avem o cofetărie, monștrii noștri o să mănânce prăjiturele. Ce tare! Și acum facem niște prăjiturele. Între 5 minute, 25 de prăjiturele. Am înțeles. Dar asta îmi zice să cumpăr cu monede de data asta. Bun, cumpăr acum că fac tutorialul. Așa, și mi-a dat mâncărică. Și acum le dau să mănânce. Eu vreau să-i dau lui ăsta să mănânce, dar mă obligă jocul ăsta. Și dăm aici la prăjiturile. I-am dat 5 prăjiturele. Și mai dau 5. Și mai dau 5. Și mai dau 5. O ajuns la nivelul 2. Și-au crescut destul de mare și mi-au dat și niște bănuți. Perfect. Felicitări! Acum este timpul tot să-ți crești moștuleții. Hai să colectăm celelalte recompense. Mamă! Bă, mie-mi plac astea cu recompense. Fii atent! Aici toate chestiile care le-am făcut, achievement-urile cum ar veni. Mi-era dor să merg o joculețe din astea. I-am dat un ochi la geleu! Și la decorațiune. Asta e joc care îl place Cristine cu decorațiuni. Ok, asta e, pot să cumpăr câteva chestii, dar nu acum. Dacă dăm la mail, dă ceva bănuț așa, ceva bun așa pentru noi.
Se încarcă mail-ul să ne dea ceva bun pentru noi. Available for 6 days, season reward. Astea sunt chestii care le poți collect. Mamă, câte chestii poți să le cumperi. Ce-i chestia asta? Asta sunt chestii din shop, după cum vedeți, ca să poți să le cumperi. Destul de faine. Bun, ce vreau să fac acum, să mai cumpărăm un ou, cum ar veni. Dăm aici la... am uitat unde, la Friends. Sincer, nu știu unde dau, că sunt destul de nou cu jocul. La Market, cred. Și dăm la Monsters. Și pot să le iau pe... fii atent, pot să-i cumpăr cu ăștia. După cum vezi. Care costă bani. Dar dacă dau back... ce mai pot să cumpăr? Structures. Bonus Nursery, nu pot să fac deocamdată. Oricum, ce pot să fac eu, primul lucru, este să mai pun niște prăjiturile, așa, să se facă bake. Și o să pun asta de aici, o, pot să fac 100 în 30 minute. Ăsta e jocul la care tot trebuie să te întorci. Perfect. Și acum a trebuit să pun un nou ușor aici. Buy egg. Ce ușor putem să cumpărăm? Dar după cum vedeți, toate ușorile astea costă. Și eu vreau să cumpăr... oh, la level 7 câte ei. Fii atent. Astea epice. Da, dar cum le cumpăr? Dar cum mulțesc ăștia? Ia să vedem la structuri. Poate pot să mulțesc pe cineva pe aici. Dau la market, așa. Și dau la structures. Nu pot să fac nimic. Small bakery, bonus nursery. The bonus nursery is a premium item. Oh, level 7. Mamă, eu aș vrea să fac neapărat un nursery. Bun, ce mai pot să fac în joculeț? Aici mai am ceva de făcut. Bă, de câte văd eu, ăsta vrea să facă ceva, ia să vedem ce vrei. A, mi-ai dat bănuți, mulțumesc foarte, foarte mult. Sale, info. Ia să dau asta de aici ca să-mi iau mai multe. Am speed up. Am înțeles. Și hai să-l creștem și pe ăsta la nivelul, la nivelul 2. Ok. Așa. Și acum la nivelul 2. Perfect, și acum îmi dă un achievement. Eu pot să mut aici pe unde vreau eu, nu? Da. Pot să mut practic Biggie. Ce e chestia asta? Want to impress your friends? Blow them away with your big free monster. Vrei să ne impresionezi prietenii tăi? Arată-le ce monștri ai tu. Și ce fac? Că nu înțeleg. Oh! Să le dau prietenilor mei monștri ăștia. Mă, tu poți să faci schimb de monștri? Mi se pare super tare. Așa toate zloate. Feed you different monster on plant island up to level 4. Să măresc monștri până la nivelul 4? Oh, dar cum fac eu asta, măi? Cum măresc cu până la nivelul 4? Că ca să măresc până la nivelul 4 îmi trebuie o grămadă de bănuți și nu am. Și ce chestie? Ah, e prăjitură? Ia să-l măresc pe ăsta, că ăsta e favoritul meu, nu știu de ce îmi place mai mult. Să-mi dau mâncare. La nivelul 3 l-am făcut. Mamă, ce tare este. Acum o să-mi dea bani mai multe cei. Să vedem ce pot să asta. Pot să ascund toate chestiile astea. Faza este că ăsta e joc din ăsta de așteptare, dar mi-e plac foarte mult joculețele astea. Iceland. 5.000 ca să cumpere o insulă nouă. Tribal Island. Bye. Mergem la insulă nouă? You are currently not a member of a tribe. Trebuie să fiu într-un trib. E cu triburi, fratele meu, nu e așa de simplu. Mai merg aici puțin la... stai puțin de la mail, mai dai chestii gratis. Că de obicei îți dau chestii gratis. Season sale, ăsta-s chestii care nu-i nimica gratis, ha? De câte văd eu aici, nu-i nimica gratis. Quiet, ăsta-i cu reclamă. De obicei mai îți dau așa un mail așa de început și zice, mă, pentru că te-ai băgat la noi aici, îți dăm aici niște lucruri gratis faine. Practic, la monștri nu pot să mai iau până când nu dau în loc. Aveți nivelul 4? Ok, la nivelul 5, la nivelul 5 pot să dau în loc la alții, perfect. Decorațiuni, pot să-mi pun decorațiuni, dacă costă diamant. Currency, de aici practic pot să-ți cumperi, dar sunt destul de scumpicele, pot să-ți cumperi și monede. Mamă, pe de 9 dolari îți cumperi 12 milioane de monede? Mamă! Păi, practic, aș putea să-mi cumpăr chestia asta de 5 dolari, să-mi fac câteva chestii pe aici, așa. Dar asta mai mult o să fac data viitoare. Dacă vă place genul ăsta de joculeț, atunci, ce chestia asta de aici? Că nu înțeleg. Are you sure to use one diamond for one relic? Oh, mamă! Genul ăsta, dacă vă plac genul ăsta de joculețe și vreți să jucăm sau să facem o serie, atunci, cu siguranță, o să băgăm și câțiva bănuți. Dar, să vedem dacă vă place. Practic, acum, ce ar trebui eu să fac? Să-mi iau bănuții. Nu cred că reușesc. Vreau să-l fac la nivelul 4. Să-mi fac monștri. Stai să vedem dacă merge. Deci dăm aici și dau la bake. N-am 1000. Așa. Și acum să dau cu 250. Așa. Și n-am chef să aștept 5 minute, așa că dau speed up. Și dau asta de câteva ori ca să-mi fac... să fac niște mâncărică. Mai dau asta o dată și voi crește monștri. Rebake. Așa.
Și din nou, cred că o să mă prindă jocul ăsta, parcă văd. Parcă văd. Așa, și mai dau o dată. Ideea este că vreau să-mi crez monștri la nivelul 4 ca să-mi dea următorul achievement. Ok, cred că ajunge atâta. Așa. Și acum să-l facem pe ăsta, că e la nivelul 2, ăsta e la nivelul 3. Bun. Nivelul 5 îmi dă chestii noi. Da, da, fiți atenți, încă nu mi-a dat ou nou. Încă nu mi-a dat ou nou și asta e enervant. Cum ies de aici? Dau pe asta. Pot să dau mut la monsuleții mei dacă vreau, dar nu vreau să fac asta. Și o să dau să mănânce. Nivelul 3. Un achievement aici, ce îmi dă? Unde ești, unde ești, fratele meu? Ce-i chestia asta? A, pot să cumpăr? Mă, lasă-mă în pace. Ia să ies. Așa, ăsta e la nivelul... Trebuie să fac de nivelul 4. Dar deja e destul de costisitor și nu mai am bănuți. Practic, din câte văd eu în joculețul ăsta, trebuie să colectez monștri, dar este destul de mult așteptat asta, cât durea să o fac. Upgrade 500. Na, aveam înainte, dar acum nu mai am. Puteam să cumpăr cu 500. Puteam să fac asta, nu m-am interesat. Și asta de aici ce este? Breeding structure la nivelul 7, poți să facem aici o grămadă de clonări, cum ai venit. Și uitați-vă că monstrul, noi stăm de fapt un monstru, vedeți că are urechi dreapta și stânga. Am jocul ăsta, l-am făcut așa puțin de prezentare să-l vedeți, dar dacă vă place și dacă se adună destul de multe cocolaicuri și, nu știu, vă place să mai facem un episod, o să punem niște bănuți și o să facem aici o grămadă de nebunii. Mie îmi plac mult joculețele astea, s-ar putea să mă joc eu așa singur pe el, că vă spun sincer, mie îmi plac la nebunie genul ăsta de joculețe, nu știu din ce cauză. Upgrade 25, 2 diamante, da, nu, stai că vreau să dau. Faza este că la Baieg e foarte ciudat, ceea ce mi se pare că nu pot să cumpăr un nou care cu monede. Uite, pot să cumpăr, n-am văzut eu. Putea să-l cumpăr pe jeleu și costă doar 250, n-am dat eu, că prima oară ți le bagă pe gât pe astea scumpe și după aceea celelalte. Deci puteam să cumpăr pe jelică, mă, și am stat atâta fără jelică, măi. Nu făcut așa tutorială bine. Fac 250 acum. Ia ascultați puțin cum cântă. Ia ascultați. Ce tare, măi. Îmi place la nebunie. Hai să-mi luăm bănuții. Așa. Așa, să mai facem un... Mamă, dar ce fain cântă. Vreau să ascult și cum cântă și jeleul. Ia să dăm aici. Buy egg. Oh, ce fain să ăștia rare, nu știu ce. Mamă, păi vreau pe toți. Ia să luăm pe ăsta. Bye. Și o să folosim un speed. Așa. Dăm aici. Jelică. Vino aici, jelică. Vreau să vă cum cânti tu. Stai că te pun prima oară aici să vă cum cânti. Cum cânti? Cum? Ia uite-l. Ce cute. Mamă. Ce fain cântă, stai că-l mut lângă ăștia. Facem aici o simfonie. Ia uite-te. Du-te, mă. Măi, mie îmi place genul ăsta de joculețe. Dacă vreți să mai facem un episod sau poate chiar să facem o serie. Și dacă, da, și dacă văd că prinde bine video ăsta, dacă chiar vă place, atunci o să bag niște bănișori în joc și o să vă arăt mai multe. Așa că rupeți butonul de cocolai, scrieți în comentarii dacă vă place și ne vedem data viitoare. Pa, pa!